Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi. Hai să scanăm codul QR al joculețului și să vedem, în primul rând, cum funcționează. Observăm că Gigi tocmai se pregătește să șuteze. În colțul din stânga sus este afișat scorul. Dacă facem click pe steguleț, mingea este șutată și va intra sau nu în poartă. Iată, de data aceasta a intrat, este gol, 3-1 pentru Gigi. Bară, 3-2. Este gol, 4-2 pentru Gigel. Bar încă o dată, 4-3. Este gol în plasa laterală, ce gol frumos, 5-3. O, nu, bară încă o dată și acum lovitura decisivă. Și apără Batman, este 5-5, o egalitate perfectă, suma celor două punctaje fiind 10. Dacă dăm încă o dată click pe steguleț, începe un match nou. Deci am constatat că din când în când Batman reușește să apere sau se mai întâmplă ca GGL să o dea în bară. Dacă mingea intră în poartă, se afișează mesajul GOL. Iar dacă este prinsă de portar, se afișează APĂRĂ BATMAN și de fiecare dată se actualizează scorul. Se acordă un punct lui GGL dacă este gol, respectiv unul pentru Batman dacă nu este gol. Ce credeți? Este greu să realizăm acest joculeț în Scratch? Haideți să vedem elementele din care se compune aplicația. Avem 3 personaje, adică 3 actori importanți care apar în joc. Gigel, în Scratch acest caracter se numește de fapt Ben, Mingea, Soccer Ball, și, desigur, Batman, în originală Bat. Am ales un fundal corespunzător, cel care în Scratch este denumit Soccer. O imagine în care avem un stadion și o pată de fotbal în care este așezat Batman. Gigel și mingea se află inițial în colțul din stânga jos al scenei. Fiecare actor are atașat unul sau mai mulți algoritmi care se rulează pe parcursul jocului. Iată, la o primă vedere, cum arată, de exemplu, algoritmul lui Gigel. Nimic complicat, doar foarte bine gândit. Avem 3 variabile care se utilizează. Prima variabilă se numește chiar Batman. În această variabilă reținem punctajul lui Batman. La fel, a doua variabilă se numește Gigel și reține punctajul lui Gigel. Aceste două variabile se afișează în colțul din stânga sus al scenei. Vedeți, am bifat cele două căsuțe din fața lor, ca să avem situația actuală a scorului în fiecare moment. A treia variabilă, care se numește gol, nu este afișată. Se folosește pentru a testa dacă mingea a intrat sau nu în poartă. Cum se poate testa așa ceva? Păi foarte simplu. Folosim coordonatele mingii. Mingea este așezată inițial într-un punct care are două coordonate, X respectiv Y, X fiind poziția mingii pe orizontală și Y poziția mingii pe verticală. Mărimea mingii este de 100% la început, dar după efectuarea loviturii, mingea se va îndepărta și, ca să sugerăm vizual această îndepărtare, reducem dimensiunea sa la doar 40%. După ce mingea este mutată undeva pe suprafața porții, eventual întâlnește o bară, putem să verificăm care sunt coordonatele finale ale sale, deci coordonatele X și Y. Testând aceste coordonate, vom putea
deduce dacă este sau nu este gol. Să vedem acum algoritmul lui Batman. Când se dă click pe steguleț, se vor repeta de 4 ori următoarele instrucțiuni. Batman se mișcă aleator și destul de rapid, în doar 0,2 secunde, în poziția următoare, undeva în jurul punctului de bază X egal 20 și Y egal 31. Cum putem să stabilim această poziție aleatoare? Utilizând puzzle-ul pick random, care alege un număr între minus 50 și plus 50 și acest număr se adaugă la coordonata X inițială a lui Batman. Tot așa, la coordonata inițială Y se adaugă o valoare întâmplătoare aleatoare între minus 10 și 20. Și în același timp, tot în cadrul acestui ciclu repetitiv, se schimbă costumul lui Batman, adică, de fapt, Batman își va schimba înfățișarea și putem realiza astfel o mișcare aparentă a acestui personaj. În final, costumul se schimbă la Bat-A, adică Batman revine în poziția inițială și se poziționează în punctul de coordonate 1-10. Să vedem acum algoritmul lui Gigel. După click pe steguleț, Gigel este poziționat în punctul de coordonate minus 183, minus 101, adică undeva în colțul din stânga jos al scenei. Se verifică cu acest bloc if, acest bloc de testare, dacă suma punctajelor lui Gigel și Batman este sau nu egală această sumă cu 10. Dacă suma este 10, atunci se resetează scorul, Batman va avea 0 puncte, Gigel tot 0 puncte și începe un match nou în 3 secunde. După o secundă de așteptare, se schimbă iarăși înfățișarea lui Gigel pentru a avea piciorul întins într-o poziție în care se află piciorul de obicei după un șut la poartă. Totodată se transmite mesajul șut prin puzzle-ul broadcast. Acest mesaj poate fi recepționat de toți actorii scenei. După o secundă, Gigel revine în poziția inițială. Cu switch custom to Ben A. Mingea are un algoritm foarte simplu pentru poziționarea inițială când se dă click pe steguleț și un al doilea algoritm care este activat doar dacă s-a recepționat mesajul shoot. Așa cum am mai zis, dimensiunea mingii în acest caz se reduce la 40% și mingea este deplasată foarte rapid, în doar 30 de secundă, într-un punct aleator de pe suprafața porții, incluzând și barele. Se setează variabila gol la valoarea 0. O să vedem cum ne folosim de această valoare puțin mai încolo. Avem aici, în continuare, un triplu if. Deci un if în if în care se află un al treilea if. Primul if testează dacă mingea este în întregime între cele două bare verticale ale porții, verificând dacă poziția X este mai mare decât minus 92 și aceeași poziție X este mai mică decât 92, adică poziția X este între minus 92 și 92. La fel, în al doilea if se verifică
dacă mingea este în întregime între linia de gol și bara orizontală a porții, deci poziția Y se află între minus 20 și plus 80. Și mai avem un if, pentru că s-ar putea ca Batman să reușească să apere. Dacă Batman atinge mingea, nu mai este gol. Însă, dacă Batman nu atinge mingea, atunci se afișează mesajul gol pentru o secundă și Gigel primește un punct, iar acea variabilă de care am tot vorbit, variabila gol, este setată la valoarea 1. Dacă condiția 3 nu este adevărată, atunci înseamnă că mingea s-a dus pe poartă, dar a fost prinsă de Batman și în acest caz se execută instrucțiunile de pe ramura else ale acestui if interior. Și anume, așteptăm o jumătate de secundă, mingea este adusă într-o anumită poziție în care se vede că Batman a reușit să prindă mingea și se afișează mesajul apără Batman pentru 2 secunde. În final mai efectuăm câteva setări. Dacă variabila gol are în continuare valoarea 0, asta înseamnă că nu a fost gol. Deci a apărat Batman sau mingea a lovit bara. Iată deci cum putem să ne folosim de valoarea acestei variabile. Amintiți-vă că în caz de gol, această variabilă ar fi avut valoarea 1. Vă mai amintiți? Uitați-vă aici. Dacă a fost gol, variabila aceasta s-a setat la 1. Însă dacă a rămas 0, atunci înseamnă că a fost bară sau a apărat Batman, deci Batman primește un punct. Apoi mingea se repoziționează în colțul din stânga jos, lângă Gigel, și mărimea mingii este restabilită la 100%. Și asta a fost toată aplicația. Mult succes!